Vladimir Putin a fost filmat ținându-se strâns de un scaun și ducându-și mâna la piept în încercarea de a o opri dintr-un tremurat incontrolabil, hrănind astfel speculațiile cu privire la starea precară de sănătate pe care o are. Clipul, care a fost filmat pe 18 februarie, chiar înainte de începerea invaziei sale în Ucraina, îl arată întâmpinându-l pe colegul său Alexander Lukashenko la Kremlin. În ultimele luni au apărut tot felul de speculații cu privire la starea de sănătate a acestuia, alimentate de imaginile în care fața umflată, o poziție ghemuită sau prinderea constantă de masă sau de scaun în căutarea unui sprijin, scrie Daily Mail. În filmulețul realizat în februarie, Putin este văzut în picioare în timp ce își așteaptă aliatul din Belarus, când mâna lui începe să tremure violent. Președintele de la Kremlin o trage imediat pe lângă corp în încercarea de a potoli tremurile, iar apoi aproape că se împiedică în timp ce se îndreaptă instabil către Lukashenko.